Hai. Auzi? Ah. Auzi, îi batem lui bunica, apropo, cu împrumutul? Da, da, finuț, nu îi zicem din prima, hai, dă-ne bani, dacă poate. Nu, dacă hai, poate. Și Doamne ajută, poate. Poate are, nu? Doamne ajută, da, hai, hai. Bunica! Îmi place rețeta cu... Să rămână bunica, ce faci? E, ce știu să fac, nepoate, croșetam și eu. Sigur, croșeta-i ma tale. Da, e, croșeta, mulți stăteam pe telefonul ăsta, că de când mi l-ai luat, toată ziua nu m-am zăpășit, stau numai pe el, ori la Hamila, ori la biserică, oricum să mă discurc timp de criză. Nu în loc să stau la coteț, repar coteț, că-i stricat valeu, numa pe el și dau cum să mă discurc timp de criză. Dar ce te interesează pe matalii de sfaturi financiare? Da. Ei, cum ce mă interesează? Ca și ușor și fac cu pergea. Că nu-i dau toți la biserică și la teleshopping. E, dacă nu știi ce să faci cu pensia, am avea noi niște idei. Lasă că ai mai avut o idee, că te-am auzit să-ți ai BMW din 2015, că te aud cum intri în sat cu ei, din la 6 km, dâi. Ei, lasă-mă cu BMW-ul ăla, că așa cum l-am luat, așa-l dau. Adică cum? Stricat? Bă, vre bunică, mai să faci mișto de mine, lasă-mă cu glumele astea. Auzam. Și s-a întâmplat, voi nepoate? De ce ești așa de amăr? Te văd așa mai marinar. Adică? Adică s-o cam mâneca corăbile, că oricum se neacă motorul ăla, că la cum conduci și BMW-ul și ăla, eu înțeleg că mașina proastă, dar și șoferul pe măsură. Da, e, păi știi că am firma ce e din patiserie, nu? E, acum că vine Crăciunul, vroiam să o extind o leacă, că acum aș avea comenzi mai multe, dar nu am bani să o extind și... Și sper să pot împrumuta eu, așa. A, nu. Dar dacă am avea nevoie, ai putea? Dacă ai ajuns și să gândești, băi copchile, te duci la banc și ai luat o scrisoare de garanții. Ce e? Și aia și. Banc sau scrisoare de garanții? Auzi, tu l-ai luat de frumos, că de deștept... Cum garanții? Atunci când am cumpărat BMW-ul și am primit garanții 3 luni pe el? De la bancă, nu de la ceamșar. Dar, Mătăl, de unde știi tu de scrisoare de garanție? Pe vremea mea, așa fășeam. Cumpărai un car, scrisoare de garanție. Cumpărai o vacă, scrisoare de garanție. Cumpăr batic, scrisoare de garanție. Peste tot, scrisoare de garanție. Serios? Nu, mă, eu glumesc. Am aflat de pe Facebook. Fac buc. Foi buc. Tu nu știi că eu citesc sfaturi financiare. A, bunic, mai faci mișto de mine. Zici aia dacă tu știi. Fiede. Tu vrei să-ți iei materie primă pentru patiserie. Și ce e aia? Ce e, da? Materie primă. Da, bunică, știu ce e materie primă, da. Uite, vei mergi la vetica din deal și-ți dă cât vrei. Uite. Eu scriu pe foaia asta. Doamne, dar prost mai ești. Asta nu o scriu. Dragă vetucă, dă-i băi nepotului meu, că-i nepotul meu, 500 de kilograme de brânză, 200 de litri de lapte, 80 de ou, s-o dam jean de vin, că ăsta e cam achitor, așa, și că-i băiet bun și ți-i dă înapoi după ce faci profit. Dacă nu ți-i dă el, ți-i dau eu, garantez, garanție bunica. Nu te-ai prostănacului, ia de aici, cum îți zic eu. Cu scrisoarea asta, mergi la vetuca și îți dă și-am scris eu aici. Asta e scrisoare de garanții. Trecut pe caiet, cum ar veni. Dar la bancă nu-i trecut pe caiet, e trecut în registrele lor, că ești mai deștepți ca mine. Fix așa este și cu scrisoarea de garanții de la bancă. De exemplu, ai o afacere, dar nu ai bani să o crești. Ce faci? Te duci la bancă, banca își dă o scrisoare de garanții ca să cumperi ce ai de cumpărat de la furnizor. Știi și ce e furnizor, nu? Da, bunică. Hai că mi-ai explicat pe înțelesul tuturor, chiar și al tău, e foarte greu înțelesul ăsta. Bine, mă, bunică, deci mă tare zici că cu asta poți mă la vetuca. Da, mă, du-te liniștit. Bine, bunica, să rămână, da, mulțumim tare frumos. Mulțumim. Mulțumim, să rămână, mulțumim tare. Bine, mai nepoate, hai că am așa multă treabă
Și cochețul ăla trebuie să-l faci, trebuie să faci și pulăvă. Pa! Și continui comentul. Nu îmi place semna bunica. Uite, mă, tot ne plângem noi cu bunica, bunica, dar vezi, până la urmă ne-au ștat cu chestia asta de garanții. Da, nu mai vând BMW-ul, da. Așa e. Auzi, ce scrie aici jos de paginii? Aici mic? Da. Bine, dacă nu-ți dă el banii, ți-i dau eu. Că eu BMW-ul și fac din el cotezi de găin. Că fix asta. Bunica! Auzi, bunică, dar ce cu scrisul ăsta mic din josul paginii? Aia? Păi, clauză, e fix ca la bancă și credeai că eu sunt mai proastă? Dar tu știi ce e clauză, nu? Da, da, eu înțeleg, fiule, înțeleg, dar totuși 7.000 de lei sunt foarte mulți bani și nu am... Știu că e Mercedes și costă mult, dar știi cum e, Mercedes-ul e brandul companiei noastre și nu pute... N-am putea cumva o reducere să... Nu putea. Bine, fiule, bine, hai că... Deci nu se poate... Nu, ok. Hai că văd eu cum mă descurc de bani. Bine, mulțumesc. Bine, domnul să te ajute, mulțumesc. Of, zgârcit mai ești. Nu puteai să faci tu reducere sau să facem un barter ceva. Dădeam un tag la slujbă. În fine, acum trebuie să mă descurc să fac rost de bani. Cumva la bobotează. Cine o stă aici? Alo? Viața, a venit la tine popa? Ești când vine popa? A, nu a ajuns la tine? Păi da, și am răbdare. Păi am răbdare, dar mă tăt, du-i la șasul ăsta și nu mai vine, ne răbdă. Văleu, Vieta, a venit o jocnit la ușă, hai, dă pati, pup, hai! Da, imediat! Botezându-te tu, Doamne! Amine! Să rămână, maică. Primești cu botează? Da, tineri, hai, intră! Dar ce casă mare are bunica, nu o ducem rău deloc. Păi casa așa e a nepotului meu, că el a plecat din țară, înțelegi? Și mi-a luat zami, s-a îngrijit de mâți, pisici, până se întoarce. Că dacă era el, nu te prime. Da, se simte că e slabă în sfințire, nu e har băgat destul în casă. Cine v-a lucrat aici? Nu, părinte, că casa așa nu mai fost sfințită până acum. Casa așa e nebobotezat. Opa, pentru prima oară? Păi să știți că asta înseamnă taxă în plus. Există o taxă pentru prima bobotează. Păi cum adică, părinte? Păi trebuie băgată bobotează mai multă să ajungă. E și cu etaj casa, nu? Da, e și cu etaj. Păi vă dați seama că aici este multă muncă de sfințiri, na? Costă ceva. Cât, părinte? Păi cât ani are casa? Cam 5 ani. Pa, pe matare nu înțelegi că eu acum trebuie să bag material pentru 5 ani în casa asta. O să coste. Cam cât, părinte? Păi e 5 milioane boteaza simplă. Ori 5, 25 de milioane. Plus taxa de prima sfințire, încă 25 de milioane. 50 de milioane, lejer, 5.000 de lei. Așa mult? Da, mama, e că am și taxa de pod. Ai, cum ai tu ai taxa de pod? Dar și doar nu ești venit de la Constanța. Pod, casa nu are pod. Trebuie să sfințiți și ăla. Ne, bine mai părinte. Dar văd totuși că aveți o mobilă foarte frumoasă aici în casă. Ce anume lucrează nepotul dumneavoastră? Nepotul meu e ghișela cu trup. Păi, mamaie, dar nu toți avem un trup? Nu, mă, e trupist. Nu înțeleg, nu știu ce e ala. Cum îi mai zice la trup? Corp? Așa, e corporatist, zice ala. A, e corporatist. Păi și are soții sau e singur sau cum e? Da, are și soții și ai trupist. Adică și ea lucrează la corporație? Nu, e model. Adică cum ar veni, model de poze sau? De sculptură. Cum adică? Adică stă așa toată ziua, ca cu mințenia pământului și se gândește cum dracu să mai cheltuie banii de la prost. Am înțeles. Hai, nu vrei să mergi sus? Bine, haideți să mergem și sus, hai. Uite, aici e unde trebuie să sfințești tu. Aaa, da. Dumneavoastră aici, bunică, aveți trei camere? Păi da, trei. Că e o problemă, că costă mai mult.
Păi de ce? Păi ca la chirie, maică, că mai multe camere, mai mult material. E normal că costă mai mult. Aveți și baie mare, vă mai costă încă o mie, îmi pare rău. Și-n port, nu dai? Am... E cu infraroșu, trece prin pereți, nu mai trebuie să mai dau. Nu, fii atent! Podul este foarte bine izolat și nu trebuie și infraroșu. Hai să dai și tu acolo 20 motociocuri și gata. Bine, bine, hai că dau și-n pot, dau pe costul dumneavoastră. Pe costul meu, hai! Ai, ai, ai! Ce? Hai, de mine, mamai, da. Avem o problemă și cu podul. Ce problemă? Păi și podul ăsta e mai mare decât am crezut eu. Așa, așa? Păi, bani în plus. Plus că, uitați, acolo aveți... Ce? Tabla găurită și curge apă, se amestecă cu apa de ploaie cu apa sfințită, se diluează. Așa, și te pomenești că trebuie să dai două mâini de bobocează sau cum? Păi, facem treabă bună sau nu? Păi mai ceva ca tâmplarul ești. E, ca zidarul. Păi vă lucrez bine, nu ca toți cărpacii de preoți, nu? Și meseriaș bun ești tu, mă, părinte. Păi nu, deci vă zic, mai costă un pic, da? Plătesc mai ceva ca... Hai, mă, părinte, dacă tot trebuie să fii... Eh, părinte, așa deci, și cât mă costă? Păi, mamai, deci după cum am discutat, 5.000 de lei parterul, plus 1.000 de lei etajul, care totuși camerele alea mari și plus baia aia mare cu cadă, acolo nu mai zic de câte păcate acolo și-ar trebui să dau, plus etajul care dita mai podul, apa sfințită, cum am discutat cu diluat, cu asta, 7.000 de lei, rotund, eu sunt ok, dacă e să pierd eu bani, asta e, am făcut un bine. Părinte, de înainte să primești tu banii, nu ai vrea tu să te trimiți la niște prieteni de ale mele și să cașe care tot așa au fost nesfințite, la fel ca asta, și zici? Clienți? 6? Da. Păi bineînțeles că vreau, cum să nu? Vrei tu să-ți arunc? Da. Dar fii atent cum faci, mergem pe principiul 20-80 și lucrări îți aduc eu, îmi dai 20%. De acord? Bine. Deci, avem 70 de milioane, da? 20% din 70 de milioane, 14 milioane, ori 6 case, faci 84 de milioane. Așa că tu ai să-mi dai mie 14 milioane, accept și cash. Dar nu, fiica mea, dar nu am cum să dau banii ăștia. Păi cum dăm și noi? Nu-ți convine? Pierzi contractele. Ai revolut. Alo, Vetuca, ce fac? Vine popa, ai răbdare că l-am trimis acum la tine. Auzi, Vetuca, vezi că ți-a foarte mulți bani pentru sfințit, dar tu fii fată deșteaptă ca mine și trimite la încă 6 case și nu-ți mai ai niciun bani. Ba din contră, îți dă bani pentru sfințit, înțelegi? E ca la mele mea, nu vrei să fii înscrisa mea? Ia o foaie și un pic și scrie ca mine, cum îți zic. Fă-te, frate, cu popa ca să treci puntea. Da, bunică, cum să nu? Abia așteptăm să te vedem. Hai, te așteptăm. Ceau, pa. Sarchei! Da? O zis bunica că vine pe la noi! Super, dar de ce te bucuri așa tare? Băi, pentru că, nu știu dacă știi, dar ea zicea că are ceva să ne zic important. Știi ce înseamnă asta? Iar un apartament. Și-a zis că de la o vreme se simte rău și că ar trebui să se gândească că apartamentul trebuie să îl primească cineva. Yes! Serios? Da? Gata, ne comportăm frumos. Bă, frumos așa. N-au primit? Să rămână, bunica. Să rămână. Ce faci? Hai. Ce faceți, măi, nepoți, măi? Am venit pe la voi că am ceva important să discut cu voi. Ceva important? Ce s-a întâmplat, bunica? Ce s-a întâmplat? Măi, nepoată, am venit aici la tine să-ți dau o veste foarte, foarte importantă. Fii atentă, am fost zilele trecute la spital. Ai! Se duc niște mâncare la vecina, că nu i-a fost prea bine. Ah. Și m-am gândit eu să-mi fac niște analize. Și cred, o, e și prost. Ai. O, e și prost că nu s-a înțeles nimic, dar am refăcut și în sănătoasă tu. Ah. Și cum am plecat eu spre casă, m-a călcat un șofer. Ai. M-a călcat un șofer pe nerv pentru că o fluierat după mine. Eu bătrână, femeia e bătrână. Ah. Ah.
Și după aia am început să mă ia inima, m-am spăriat. Că mi-am amintit că nu mai sunt fată tânără și frumoasă. Da, aici începe acțiunea. După aia de supărare am fost la Lidl și credeți, am luat Corona. Corona și două sticle de vin. Vinul l-am băut, Corona mai am încă o sticlă în frigider. Dar după aia mi s-a făcut rău. Că s-a terminat prostul ăla, e mai magnificul. Și așa de rău mi s-a făcut că am crezut că mor. Că mor de șudă, că mi-am pierdut timpul să mă uit la prostia aia. Și după aia m-a sunat medicul și a zis că nu mai trăiesc mult. Nu mai trăiesc mult cu proteza aia și îmi trebuie una nouă, că trebuie schimbată, că aia mai ține încă vreo 40 de ani. Păi, și cu apartamentul ăla vechi, ce o să faci, bunica? Păi și să fac? Vă lăs vouă! Vă lăs vouă tabloul deasupra capului meu, unde dorm eu! Și altceva ne mai lași, bunica? Vă las în pașii, băi, că așa v-am bodogănit la cap, atâta v-am bodogănit. Vă las să vă faceți un rost al vostru, că vă cât tare sărași mai sunteți, ia uite și sărași. Nici o casă n-ați reușit să vă luați. Ești ok? Mă doare inima, cred că am palpitații de la... Dar așa-i mult, că s-a venit rău? Altul care nu poate să primească o veste ca lumea, că-i venit rău. Bun, bunică, și am înțeles, vrei să ne dai o veste? Spune-mi despre ce-i vorba. Am o veste foarte importantă pentru voi. Mă mărit. Am găsit un tinerel de 72 de ani. Carne proaspătă, știi cum stă carnea prin ei? Păi bine, bunica, și de la noi de ce ai nevoie? Cu ce ajutăm noi? Da. De niște bani din prumut. Păi n-aveai tu niște bani? Unde-s banii aia? Și pe luna de mieri, îți dai seama. Păi tu crezi așa că o lună de mieri în Zanzibar e ieftină? La mine nu-i lună de mieri, e lună de naftalin. Și pe apartament nu prea am luat cine știe ce, îți dai seama. Na, și să faci? Trebuie să faci sacrificii dacă ai unul mai tinerel ca tine. Cum, bunică? Ai vândut apartamentul? Păi nu ziceai că trebuie să ne dai uneia dintre noi? Aia care se mărită prima? Păi da, măi! Da! Păi nu v-am spus la toți? Doamne, primul care se căsătorește primește apartamentul! Acum, na! Și era să fac, dacă tot eu am fost aia! Hai, n-ai niște bani să mă împrumut? Și mă bucur că m-ai adus aici la țară, la bunica ta. Hai mă, nu te mai plânge, că e frumos, uite, liniște, aer curat, păsăreli, unde mi-ai văzut așa ceva? Nu ești satură de gălăgia de la oraș? A, ce n-ai, bă. Super, wow! Prietenii mele sunt în Maldive, sunt în Zanzibar, eu sunt aici în vizită la bunica. Ei, trebuie să o cunoști pe bunica, comportă-te frumos, da? Dar de ce m-aș comporta frumos? Fii atentă. Dacă te comporți frumos, mergem o săptămână în Maldive. Bine, deal, fii atent, crezi că nu poți să mă comport eu frumos? E sfatul bunica! Deci, recapitulare. Fără fiță, fără, da? Da, mă, fata lui bunica sunt. Da? Crezi că nu știu să fiu drăguț pentru Maldive, Zanzibar. Mamaie, mamaie, bunica! Nepoate, tu ești? Vino încoace, ești așa, hai! Hai la baba! Să rămână, să rămână. Bunica, ea e Anisia, vreau să o cunoști pe Anisia. Bună ziua, încântată. Ia mai nepoate să văd și fete ce mi-ai adus tu aici. Uai, nepoate, uai. Dar și fetiță e asta când e ta mai muiere, am femeie, adică... Parcă a făcut majora cu măta. Bună ziua, doamnă. Dar și ați venit să-mi prezentați oferta de cablu? Tu să nu te superi pe bunica cu bunica, e glumeață, așa glumești, babă. Ok. Mama, te rog, eu fii politicoasă, că se supără fata, da? E ok. Lasă, măi, copilul, nu se supără fata asta din femeia asta, din așa ceva.
cu avut timp să se călească viața asta și viața ei nu a fost foarte scurtă. Până acum e destul de lungă. Vreau să vă spun că frumoase sunteți, tineri nu prea, și pielea vă că o aveți la vedere. Vreau să vă întreb unde sunt haine. Adică dacă am bagajul cu mine sau cum? Nu, domnișoare, nu. Mă refer că aveți prea puțină ținută pentru atâta corp. Ce s-a întâmplat? Vi s-au furat hainele? Na, așa mă îmbrac eu, dar na, e vreo problemă sau ceva? Nu. Dar de când ai venit, vreau să vă zic că sunteți foarte gălăgioasă. Abia am zis două cuvinte. Păi nu vezi cât țăpă carnea pe tine? Auzi, lasă asta. Foarte drăguță sunteți, dar vreau să vă întreb și cu mijuțele alea pe chept. Nu putea să le ascundeți? Hai bunic ești acum, știi cum e, ce-i frumos, lui Dumnezeu îi place, adică na, ce vrei să le ascundă? Uite, de exemplu, eu sunt femeie decentă, eu le ascund, le pun aici pe șoare și nu le vede nici dracu, înțelegi? Știți ce aș vrea dacă se poate, să mă duc puțin până la baie? La ce? La baie. Adică să te scază, zi? Nu, baie, să-mi fac nevoia. Băi băiete, mă, dar tu nu ieși la fata așa că noi n-avem scăldătoare din aia, baia-i pentru că îți pierd. Adică ca să te duci la veșeu, duci în fundul curții. În fundul curții? Dar ce, e așa departe? Nu-i 15 minute pe jos. Da, nu mai am nevoie deloc, că îmi trece. Deci tu nu te mai duci la căcătoare bun. Deci în țara asta vreau să vă întreb voi și faceți. Domnișoara, unde dormi? Păi eu unde dormim? În camera de oaspeți dormim, nu? Poftă, amândoi dormiți pe patul meu, pe muzica mea și în cerdacul meu. Puuu! La mine în casă nu dormi nimeni! Nimeni nu-mi spune că mie e casa! Nu faci păcate! La mine în casă să dormi doar dacă ești căsătorit, ai o scuză bună sau dacă ești fuiego. Ați înțeles? Ai bunică și tu ești acum, locuim împreună de atâta timp. Tu, bă, copilul nu a interesează, înțelegi? Dumnezeu și Maicuța Domnului îmi dau păcate. Nu mai dau ploaie, nu-ți mai faci porumbul și vreau să mănânc mămăligă, înțelegi? Bunică, dar suntem oameni, mă, nu suntem copii. Nu mă interesează pentru că pe mine mă bat Dumnezeu și fac păcate Dumnezeu, mă-te de coptel în poță. Puuu, iau cum mă enervează coptelul ăsta și îmi fac păcate, Doamne. Lasă la o parte, domnișoară. Dumneavoastră, ce vârstă aveți? 28. Cum? 28. Hai? 28! Ha, știți ce la mine? 28. Cam multicel. Dar de ce nu ești măritată până la vârsta asta? S-a întâmplat ceva, ai? N-are cum tu să fii așa bătrână și să nu te ia nici dracu. Eu la vârsta ta, avem 4 copii, 2 viței. Oricum, lasă-mi la o parte tot și mi-a zis, mie, domnișoară, îmi place foarte mult de dumneavoastră. Așa, durdul, izrahan. Ești cum ar veni la noi dacă ai fi la hoară, ai fi în centru. Nu prea înțeleg ce vreți să ziceți. Adică toată hoara s-ar învârti în jurul tău. Dar nici deșteaptă nu ești, ai? E zi-mi tu mie, e fata mami, și meserie ai tu? Sunt actriță de drame. Adică faci lumea să plângă, nu? Se poate spune și așa, da. Adică ești boșitoare. Ai bunică și nu știu ce știu apucat, dar... Amuzant ești, azi ai chef de glume. Glumește, baba, glumește. Sunt actriță, nu bocitoare. Data viitoare, uite, îți promit că dacă o să fie o mormântare, ți-au puțin la bocitoare. Băi, n-ai puțin apă, că s-a făcut. Apă, ți-aduc apă, gata, ești. Ia și te calmează, gata. Ești că-i bun și ăla, am țin eu proteza în el, dar oricum nu mai folosesc apa aia. Mai du-te, dracu, du-te cu bunica ta! Of, bunica, stai! Iar! Am vorbit, of, Doamne, stai! A patra sperietă de mine pe anul ăsta!
Ce să-i fac, ce să-i fac? Dacă și el numai muier de la oraș și nu pasă și el și el o fată cu minte și cinstit din sat pe care și-o cunoște eu. Ce să-i fac? Uite, fă, spedet. Măi, Anisia, stai, hei, Anisia! Stai un pic, ce faci? Nu vezi că am treabă? Lasă treaba ta, că avem o treabă mult mai importantă de făcut, hai! Ce anume? Trebuie să facem curățenie, că vine bunica. Deja? Nu știi că vine de Crăciun? Ba da, dar nu știi cât de pretențioasă este cu obsesia ei de curățenie. Băi, Serghei, fii atent! Dacă vini, trebuie să arate totul țiplă, să nu ne reproșezi nimic. Mă, din câte știu eu, oricum o să găsească ceva de reproșat, că nu-i de parcă poți să o mulțumești pe bătrână. Da, măi, dar stai liniștit, că de data asta nu o să mai aibă ce să zică. O să facem totul lux, o să fii farmacia inimii, bunica. Tocmai de asta ne apucăm acum de curățenie. Cu o lună înainte? Pa, trebuia să ne apucăm din octombrie, dar dacă nu a anunțat suficient din timp? Uite chiar treaba. Dacă bunica ta vrea să vină n-are decât, eu o primesc cu brațele deschise. Dar nu mă apuc acum să mă dau peste cap, să mă învârt în limbă ca să mulțumesc niște pretenții exagerate. Dacă ți se pare că e mizerie, n-ai decât să faci curat. Pentru mine e destul de ok așa. Serghei, ascultă la mine. Trebuie să o mulțumim pe bunica pentru că ne-a zis că dacă suntem cu minți și toate cele, ne lasă în apartamentul după ce... După ce expiră termenul de valabilitate. Opa! Păi cine ai zis mă așa, dar nu fac eu curățenii pentru bunicuța noastră dragă și deloc pretențioasă? Ia zi, ce ai nevoie să fac? Te duci jos și cumperi produse de curățat de la Experto, pentru că produsele astea sunt atât de bune încât o mulțumesc chiar și pe bunica. Bine mă, gata, hai să ne apucăm de treabă. Bun, hai să înceapă curățenia! Arriva! Să înceapă fiesta curățenia! Și apartamentul îl primim. Și la bunică, și la bunică, și la bunică mulțumim. Apartamentul îl primim. Și la bunică, și la bunică, și la bunică mulțumim. Hai că am făcut o treabă bună. Bă, așa zic și eu. Gata, n-are ce să reproșez. Acum așteptăm cu minți, fără să ne mișcăm prea mult, ca să nu mai deranjăm ceva, da? Da. Să rămână! Să rămână! Bine ați venit! Ai, măi copchi, măi, dar și casă frumoasă aveți aici. Cum vi se pare casa? Vă place ce curățenii avem? Da, chiar că-i curat ești, nu am și să comentez asta, pot să vă zic, dar... Da. Dar ce? Ce mai are acum? Lipsește ceva, picând copchii. Faceți și voi un copchil 2-3, pentru că fata mea, uite, eu îți spun să nu te superi pe mine, dar tu nu mai ești așa tinerică, ți-o mai lăsa pielea, mâinii poi mâinii te drezești, că ești de aceeași vârstă ca și mine și n-ai un copil prin casă care să-ți gângurească. Dar bineînțeles, dacă faci... Mai primim noi apartamentul la Paștele Cailor. Și apartament? Păi l-am dat lui Sorța. Da, lui Sorța l-am dat. Lui Sormea? Păi da, păi are trei copii, o făcut nepoț. Unii vrei să ducă ploză aia să-i depoziteze? Păi și nouă? Stai liniștit, draga mea, că o să-ți dau și ții ceva, dar și crezi că te las eu pe stradă. Îți dau un set de veselă cu farfurii și cu linguriți, că am văzut că tare mult îți place să mai cureți. Și numai bine că în timpul ăsta, când cureți, o să cânt și melodia asta. Apartamentul nu l-am primit și cu veselă, și cu veselă, și cu veselă m-am mulțumit. Una. Așa, pregăti la nepotul meu. Să rămână bunică, ce faci? Bună ziua, nepotul!
zice ce să fac? Am pregătit ceva de mâncare, că ai zis că vii. Ce mai zici, bunica? A, ce spun? A, nu, 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 bunica, nu pot. Eu mi-am luat shake-ul ăsta și eu trebuie să-mi fac un shake aici de proteină, îți dai seama, nu... Ce ai băut? Un shake? Bine că n-ai băut niște cadări cu shake-ul tău cu tot. Nu, bunica, shake de proteine cu carbohidrați, cu... Carbohidrați? Adică un fel de carburator cu hidrat la un loc sau cum? Cu creatină, cu astea, e complicat, nu-ți mai explic eu, matale, ce-s cu astea. Creatină? Dar o fată care se uite la tine nu găsești sau trebuie să fii la fel de creatină? Hai, nepoate, și ce servești și spun în mâncare, în farfurii, zi. Nu, bunic, când auzi că sunt la regim strict alimentar, mai am niște grăsimi de ars, nu pot. Aaa, dar și eu am ars câteva grăsimi, că am scăpat mâncare pe foc. După aceea sunt pe construcții de masă musculară. Ei, na, tu construiești masă musculară, eu am construit masă din lemn. Ei, matale, faci glume, dar eu zic, am un nutriționist care îmi spune ce să mănânc, cum să mănânc. Trebuie să respecti ce spune el. Așa cum vine, adică e aia care, domnul ăla care dă nutriență la porc sau cum? Eu când ți-am zis că mănânci ca porcul, nu mai cred. Nu, bunic, un om care se ocupă cu alimentația mea, să mănânc când trebuie, cum trebuie, cât trebuie. Aici și ce înțeleg, dacă e vorba de nutriționist, pentru că și eu când eram ca tine, avem cel mai mare nutriționist din țară. Serios? Bine, nu era doar a meu. Avea grijă de țară să nu ne îngrășăm, știi? Și chiar de ce rezultate, da, da, da. Ena, păi și cum sună? Ceaușescu, el era cel mai mare nutriționist al țării. Dacă ai ști și supli eram, tăți subți, tăți nu vedeai unul greșan sau umflat pe stradă. Tăți eram slim fit. Ha! Deci cum calculezi tu rația asta de proteine? Așa calculam noi rația de pâine. Micul dejun nu însemna că era prima masă, înțelegi? Însemna că e mic. Păi și prânzul? Nu era prânz, era prins. Că fugeai să prinzi animalul ca să-l mănânci. De consumai de-a calorii văleleu. Păi și cina de ce se chema cină? Cina venea de la faptul că omul venea acasă și el întreba: fimei, ce avem de mâncare în seara asta? Și noi răspundeam: cina șterea, mă, te vrei să mănânci seara? Ei o gurdea pe satul. Da, bunică, dar alea erau alte vremuri, acum n-ai ce face. Pur și simplu trebuie să te menții într-o formă. Știi cum, îi dai un ban, dar stai în față, na. Valeu, stai cum? Adică și tu îl plătești pe ăla ca să te suni să-ți spună să nu mănânci? Fai, păi dă-mi bani, că zic eu în fiecare minut, nu mânca. Ei, da, îți dau matare bani și gata. Păi nu e așa de simplu, că trebuie să faci niște exerciții cu regimul ăsta, nu? Exerciții? Uau, wow, da, așa duci tu lipsă de exerciții. Păi uite, fii atent, îți dau sapa aia din grădină și îți dau eu niște exerciții din nou să poți tu să le duci. Și așa, chiar ai venit bine, că e vremea însămânțatului. Și așa tu nu însămânțezi nica, însămânțăm pământul. Hai, nipate, începem seria cu 100, da? Hai tu, da, acolo, că eu număr. 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800. Vezi cum îți lucrează 3700 și mie îmi lucrează 3700, ia uite, 1500, 1800. Oameni buni, intrați pe www.bunicamie.ro și o să aveți parte de cursuri nutriționistii ceaușiști, cele mai buni. Ceau! Auzi? Da. Dar eu nu vreau să vin aici la bunica. Păi de ce, mă? Pentru că am impresia că, nu știu, are ceva cu mine și a pus capsa pe mine și nu mă suportă. Nu e adevărat, mă. Bunica te place foarte mult. Mă place. Că nu-ți amintești că ultima oară când am zis că m-am greșat un kil, s-a dus în cămară și a adus o șampanie și a zis să sărbătorim. Nu auzi bine. Când ai zis un kil, eu înțeles copt kil. Au crezut că o să avem un copt kil și de asta o adus șampanie sărbătorească. De asta ți-o și zis că stă mai bine grasă. Adică gravidă, asta era. Și atunci eu zic că măcar de acum nu o să fii doar urâtă. Urâtă adică de alte femei, că cei copii și ele nu. Invidioasă, mă, asta vreau să zic. Și atunci când ai plecat tu la baie și am rămas singură și mi-a zis că da, copilă, ești bogată, că nu știu ce o găsesc nepotul meu la tine. Bă, ascultă la mine, nu-ți mai fă fine, că-ți faci degeaba. Crede-mă că bunica te place. Dacă glumești, înseamnă că te place mult. Mm-hmm. Hai să vezi, hai. Sărmâna, bunică, ce faci? Bună ziua, măi, ce faci? Eu zic că ați venit amândoi, dar nu mă bucur așa mult.
și vând faciu și pe aici. Nu mai zic, dar că sunt cu domnișoara e plină de ele. Poftim? Păi da, nu ziceai că tata tău îi lucrează la vulcanizat, bagă aer în caușucuri? A, da, cu ai, da, așa-i. Vă pun ceva de mâncare, doar să-i, că fata asta nu prea, că ca nu cumva să... Să ce? Să abandonezi curajul slăbit de care ți-ai ultima oară, cu o faci, că la noi așa la țară nu avem numai carne de țară cu grăsimi, nu-i de tine. A, ok, da. Corect, da. Mhm. Mai bunică, să zic drept, vreau să vedem ce mai faci, mă tare. Cum mai ești? Cum te mai simți? Iauzi, și amândoi vrei aș veni aici sau doar zuc? Am înțeles că fata asta nu prea poți să-ți vină pe aici, că... Că ce? Că nu-ți place să mergi cu mașina, că știu că îți faci și rău, că ăsta conduci foarte agresiv. Doar eu, chiar eu odată am mers cu el și am vomat toate mațele din mine, mai ceva ca la economia lui Cornelia, spun sincer. Da, că mie nu prea îmi plac drumul lungi, așa-i, da. Da, dar bine că-ți plac banii lui nepotul meu. Poftim? Banii de argint pe care colecționează el, nu ziceai că-ți plac și colecția lui, și important într-un cup să aveți aceleași pasiuni. Aaa, cu banii, da, 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 mă impresionați ce memorie bună aveți, adică le țineți pe toate minte, vă, că. Da, chiar pe toate cu care a venit nepotul meu aici, le-am ținut minte și cu care o să mai vină. Adică? Adică cu toate problemele care au venit aici și s-o plângi el, dar nu conțează, viața mergi înainte, vă dați seama, chiar și când s-o întâlni cu tine pentru prima oară, au venit aici și când te-au cunoscut, zice că îl place mult, dar ești cam... Cam cum? Cam nu-i din așul tău. Aaa, că da. Și eu i-am zis, stai, uai, liniștit, că femeia asta doar n-are aur în... În ce? În Elveția, că aici doar nu ești vreo bogătașă. Aha, am înțeles. Deci, vă aduc ceva de mâncare sau stăm așa pe gol? Vă aduc ceva de mâncare, ceva de băut, că de... Și nu suntem la biserică, ia hai că vă aduc. Da, da. Ai văzut, mă, că nu e rea cu tine, doar înțelegi tu uneori greșit. Da, posibil, cred că s-o exagerat, într-adevăr. Ai nipoate, îți dau un pahar de vin de casă, că la doamnișoară n-ai bază. De ce? Că sunt femei și nu am voie să beau alcool sau de ce? Nu mă vază, mă, dar nu ziceai că strigi dieta. Puh, da, tu te ești. Uitucă. Păi uitucă am zis. Da, corect, corect, aveți dreptate, da. Păi, mai bunică, sărut mâna pentru primire, mulțumim, dar chiar trebuie să plecăm de acum, că tot ne-am întins. Da. Na, ne bucurăm că ești bine și na, nu, ne mai vedem, ne mai revenim. Și eu mai nipoate, așa îți mulțumesc că ai mai trecut și tu pe la mine să-mi deschide cineva ușa și că ai adus-o și pe fața asta, cât tare dragă mi-este. Și înainte, chiar vreau să vă mărturisesc că înainte să vin, nu știu, aveam impresia că aveți ceva cu mine, dar acum mi-am dat seama, bă, ce paranoia sunt. Dar cum să am ceva cu tine? Doamne ferește, Maica Doamne, dar tu mi-ești așa de drag când ești o fată, așa de finuță, așa de frumoasă, o floare în grădină, ești nepoata mea preferată. Haideți, plecați că știu că vă grăbiți. Să rămână! Să rămână, să rămână! Să rămână! Doamne, și cuplu sclifosit a dracu că nu mai pleacă de aici, nu mai pleacă. Puh, Doamne, și nu mai luat o pe asta. Eu și nepot frumos, am eu și sclifosit aia strâmba aia. Hei, Doamne, dar mi-a adus pe alta. A venit nipot